Salutare, sunt Mihaela de la Honda Baiasco Group. Suntem în showroom-ul nostru de pe calea Giulești, numărul 8D, și avem astăzi un musafir surpriză. Este vorba despre Mihaela Buzărnescu, jucătoare profesionistă de tenis și de câteva luni brand ambassador Honda Baiasco Group. De ce ne-am întâlnit astăzi? Vom vorbi puțin despre mașina Honda CR-V Hybrid și despre tenis. Vom răspunde în primul rând întrebărilor. Am înțeles că te-au întrebat oamenii despre exact, pe social media, fan, supporter sau pur și simplu oameni care au avut curiozități despre Honda și despre modulul hibrid. Așa, că răspundem întrebărilor despre mașină și apoi ne răspunzi și tu, că avem și noi curiozități despre ce planuri ai anul acesta. Sigur. Să începem. Mă gândeam să încep cu una din întrebările, din multele întrebări pe care le-am primit. Ce beneficii ți aduce un automobil hibrid? Cred că l-ai descoperit și tu pe parcursul acestor luni. Așa este. Primul ar fi consumul extrem de redus. Impozitul este aproape spre zero. Parcare gratuită. Da. Dacă ai o mașină hibridă în București, ai parcare gratuită, trebuie să-ți faci cont online pe o platformă specială și deci ai beneficiat deja de asta? Da. Și poți să parchezi în București gratuit, așa că este un mare beneficiu. Plus că este extrem de silențios și dacă ții și cu mediul și vrei un mediu curat, beneficiezi, ajuți la un mediu exact curat, pentru că emisiile sunt reduse, emisiile de dioxid de carbon. Nu se aude la început, când prima oară când am luat-o a trebuit să o pornesc de câteva ori ca să-mi dau seama că de fapt mașina era pornită. Dar foarte, foarte, foarte bună opțiunea asta și mai ales pe o mașină SUV, să ai consumul, cum ai spus și tu, pe o mașină 4x4, este un foarte benefic, un consum mic pentru un automobil exact, mare. Exact. Și este și motor totuși de 2 litri benzină, adică foarte, foarte ok. Te-au mai întrebat ceva? Da. M-au întrebat de ce mi-aș lua un automobil hibrid Honda. De ce Honda? Pentru că într-un automobil hibrid Honda, experiența condusului este similară cu cea pe care o ai într-un automobil electric, dar scap de grija autonomiei. Exact. Concret, motorul electric este cel care declanșează pornirea autoturismului, iar cel termic este cel care îi dă energia de deplasare. Înțeles. Ați înțeles și voi, sper, da? Așa. Stabilești tu tranziția între modurile de rulare? Tranziția între modurile de rulare este automată, lină, iar CR-V dirijează modul de condus în funcție de condițiile de drum pentru a-i oferi celui de la volan o experiență de condus plăcută. Corect. Asta s-a și întâmplat. O altă întrebare ar fi, câți ani are garanție? CR-V-ul sau poate orice mașină Honda Baiasco, mă gândesc. CR-V-ul are 5 ani garanție sau 160.000 de kilometri. Destul. Iar foarte mult. Are Apple CarPlay sau Android Auto? Le are pe amândouă. Da, super. Deci eu, dacă aș fi avut un telefon iPhone, acum puteam să mă conectez fără probleme, nu? Fără probleme. Ok. Și e rândul nostru. Am și eu câteva întrebări okay pentru tine. Un pic. Abia aștept. Prima va fi legată tot de mașină. Cum te-ai înțeles cu CR-V în ultimele săptămâni? Foarte bine, de la bun început nu am avut nicio problemă cu mașina. Mi-a plăcut extrem de mult faptul că nu există un schimbător de viteze și că totul este prin buton. Apeși butonul și pleacă mașina, dă înapoi sau stă pe loc. Ai și acel buton de auto hold ce te ajută foarte mult. Spațiul în interior este foarte mare. De portbagaj nici nu mai spun, mai ales că eu trebuie să am foarte multe bagaje când merg la antrenamente și schimburi, dacă mai am și alte lucruri, evenimente peste. L-ai transformat în șifonier. Exact, exact. Plus spațiul în spate, pentru pasagerii din spate este foarte, foarte mare. Toți cei care au mers cu mine în mașină, li se păreau că sunt într-o limuzină, pentru că era foarte mult spațiu la genunchi și la picioare. De altfel, modul de conducere este foarte ușor, foarte bine demarează, 4x4, mai ales că este 4x4, asta a ajutat bine, n-am avut noi o iarnă foarte puternică, dar oricum dar când am la mers munte la munte, n-am avut nicio problemă și am mers pe niște dealuri destul de abrupte, am avut și niște porțiuni cu gheață și unii erau blocați și noi am mers fără probleme pe acolo. Deci ajută foarte mult să ai un SUV, sincer. Și mai ales faptul că este electric,
la început nu se aude când merge mai încet mașina. Da, asta e foarte silențioasă. Foarte silențioasă, v-am zis, trebuia să o, la început să o pornesc de câteva ori când, până să-mi dau seama că mașina este pornită de altfel. Are foarte multe funcții. Faptul că ai faza lungă automată iarăși te ajută foarte mult. Faptul că ai butonul acela de electrical hybrid. Ah, ok. Parcă așa vehicle. Da. Exact, apeși pe el și în zonele acestea de 2 km când nu trebuie să depășești o limită de viteză, o apeși pe acel buton și poți să mergi pe electric. Și salvezi. L-ai folosit? L-am folosit lângă București. Lângă București, într-un sat, când mergeam spre Grădiștea în urmă cu câteva săptămâni. Hai să trecem la tenis. Okay. Începem cu o întrebare simplă. Ce înseamnă tenisul pentru tine? Totul momentan. E pasiunea mea de când eram mică și este pe primul plan. E ceea ce îmi place cel mai mult, pentru care am făcut toate sacrificiile de-a lungul vieții. De când eram mică, nu am avut o copilărie, ca să zic, întocmai ușoară. Ca toți ceilalți copii care nu făceau alte lucruri. Și și-a meritat tot sacrificiul acesta și atunci este ca și my second life, ca să spun, pentru moment. Până și legat de tenis, cum ai descrie tu determinarea? Determinarea ar fi o ambiție, ar fi niște puncte stabilite pe care vrei să ți le duci la capăt și pentru care lupți și nu știu, faci multe sacrificii și asta simt că eu am făcut de-a lungul timpului. Te ridici, pici, te ridici, pici și tot așa o iei de la capăt mereu și să ai puterea asta de a reveni și de a fi mereu peste alții sau de a lăsa tot ce e negativ în spate și a încerca să mergi pentru tot ce este pozitiv. Ți-e greu să ai o viață obișnuită având în vedere că ești jucătoare profesionistă de tenis și că tot timpul pleci în turnee? E destul de greu pentru că nu suntem la curent într-un mod foarte mare cu tot ce se întâmplă în România, la noi acasă. Suntem oarecum așa, într-o altă lume când suntem la concursuri. Socializăm doar pe platforme de desocializare cu persoanele care ne scriu. Eu una încerc să țin cât mai mult pasul cu ei, dar de cele mai multe ori, când sunt în concursuri, de fapt am timp să fac mai multe lucruri, adică să mă odihnesc între antrenamente sau meciuri. Exact. Acasă sunt foarte multe activități și nu avem timp de aceste lucruri. Pentru mine acolo e ca un așa, ca un răsuflu dintre ăla de chiar dacă ești stresată. Chiar dacă sunt stresată, îmi doresc, este mult mai lejer pentru psihicul nostru să fii într-o competiție. Deci sunt două lucruri diferite, dar într-adevăr simți că ai mai mult timp pentru organism să se odihnească, să fie apt și să ne focusăm exact pe un singur lucru. Într-adevăr, aici mai avem sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem. Ținem cont foarte mult dacă e perioadă precompetițională, dar în turnee cu greu faci, adică cu greu poți să fii la curent cu ce se întâmplă la tine în țară sau cu alte activități pe care obișnuite pe care le au alte persoane. Ce ți-ai propus pentru 2020? Să prind Olimpiada. Te duci la Tokyo? Să merg la Tokyo, îmi doresc din tot sufletul. Nu este ușor, adică este ușor poate oricine. Exact. Timpul într-adevăr este un pic mai scurt față de cum era înainte, dar este posibil și din aprilie, de când reîncep competițiile, sper să adun punctele necesare pentru a fi eligibilă de a participa și, bineînțeles, odată cu participarea acolo, automat și clasamentul meu va fi undeva la top 50. Și acestea două obiective pentru anul acesta spune că sunt cele mai importante. Cele mai importante și mai mult decât ok pentru mine personal. Știu că toți spun că trebuie să vedem în top 20, că acolo este nivelul tău. Așa este, am fost acolo, știu cum este. Când ajungi acolo aveam plan un alt obiectiv de top 10. Dar vrei mai mult mereu, dar trebuie să ții cont de starea ta, de accidentări, de psihic, de forma sportivă. Din păcate, în tenis, fiind atât de multe competiții și atât de puțin timp de odihnă,
fluctuează clasamentul și asta ar trebui să nu fie un impediment pentru cei care se uită și nu înțeleg atât de bine acest sport, să se întrebe de ce poți să fii acum 20 și acum 100 sau acum 70 sau de ce poți să pierzi de la cineva care e clasat 200 astăzi. Tenis se poate întâmpla orice, oricând, pentru că este un nivel foarte ridicat de meciuri și sunt foarte, foarte multe perioade competiționale. Important e să fii sănătoasă, exact, și să ajungi la Tokyo. Îți ținem pumnii. Mulțumesc mult de tot. Tot ai venit la noi. Ce model ți-a făcut cu ochiul dintre celelalte modele Honda? Aceasta de aici, care este sport, mi-a plăcut. Civic, 5D? Da. Dacă o să am o dată ocazia, dacă aveți și un motor sport, aș vrea să o încerc să merg puțin. Îmi place foarte mult forma ei și îmi place cum este înăuntru. Îmi plac mașinile sport și pentru weekend, ca să zic așa, nu în cursul săptămânii când n-ai unde. Ai dat un suf pe una sportivă și mai joasă? Cu greu. Fiecare are avantaj și dezavantaj. Depinde ce nevoie. Depinde, exact. Dar momentan sunt foarte bine cu suful meu. Mulțumim că ai venit. Mulțumesc și eu. Te mai așteptăm pe la noi și cu ținem pumnii să îți îndeplinești obiectivele. Mult succes și vouă. Mulțumim. La revedere.